Păi ce a însemnat pentru voi TTS-ul? TTS-ul a fost pentru mine ca un retreat pe 6 luni, deci nu e ceva foarte scurt. Și dacă ar fi să spun într-un cuvânt sau două ce mi-a oferit TTS-ul, mi-a oferit cheia. Am tot căutat, probabil nu sunt singura, ani de zile. Am citit, am săpat și așa, dar nu am reușit să pun singură cap la cap toate lucrurile. E bine, acum am primit cheia, drept urmare astăzi și port o cheie. Și mă bucur foarte tare că am reușit așa să am un pic de... să deslușesc ce înseamnă yoga, pentru că acum pentru mine e doar un început. E primul pas, e prima cărămidă. Dar mă bucur că a fost cu voi. Nu aș vrea să fie altfel. Și mulțumim tuturor. De ce ai ales purna? Am zis asta și în aplicație. M-am gândit vreo 2 luni. Și în astea 2 luni e și un pic, cred că am citit în fiecare zi câte ceva din ce ați scris voi pe site. M-am uitat la voi și am încercat să înțeleg ce vreți voi să transmiteți și cum e vibe-ul, că tot vorbeam de vibrație și de așa. Pentru că mi-a plăcut cum ați exprimat tot pe site și ceea ce are ieșit din articole, din prezentări, este și asta e stilul Purna, vibrant și intens. Așa l-am simțit și curat, fără adăugiri cu alte note. Așa că după 2 luni am hotărât să aplic și mulțumesc că m-ați primit. Mă gândeam atunci că mi-ar plăcea să am șansa să fiu parte din echipa asta. Bine că ai rezumat totul în 2 propoziții. Nu trebuie să repetăm ce s-a spus, nu așa că nu mai zicem. Eu dacă aș ține un TTC exact în formatul ăsta l-aș face, ca informație, ca material de curs, ca manual. Exact. Adică eu n-aș face nimic din toată povestea asta. Consider că diamantul, oricât de șlepuit de el, mereu mai se găsește cât un maestru care să mai dea cu pila pe el și să-l mai pună un pic în valoare. Iar în cazul meu au fost niște șlefuiri de genul ăsta pe care le-am conștientizat. Deci a spus punctul de vedere. Și faptul că am fost aici, am practicat în forma în care am practicat, poate chiar 8 ore pe zi, și că v-am cunoscut pe toți și pe trainerii noștri, chiar m-a ajutat enorm. O să zic eu. Deși nu am vrut, dar mi-am amintit că chiar la început, când am spus de ce am ales să venim aici, eu am spus că așa am simțit și mă bucur că s-a întâmplat așa, pentru că după experiența asta mi-am dat seama că aici trebuia să fiu și mă bucură foarte tare că ne-am întâlnit cu toți în formula asta și că am experimentat foarte multe lucruri împreună. Da. A fost bine că mi-am urmat intuiția. Mi-am dorit să instruiesc într-un mediu profesional și în momentul în care am intenționat căutarea, am fost convinsă că ceea ce mi este în cale, așa va fi. Și v-am găsit pe voi. Însă a fost peste așteptările mele ca profesionalism, seriozitate, și dincolo de asta, cred că e în viața asta să am parte de profesor pe manicură. Nu-mi doresc altceva decât maestri pe manicură. Pentru că acum sunt convinsă că nu te poți transforma altfel. Și ai nevoie de așa ceva să te poți transforma. Eu, sincer, am fost impresionată de mediul profesional în care am studiat. Și de faptul că oamenii care au venit aici, frecvență specifică cu locul și grupul noi între noi, sunt convinsă că vom face niște schimbări în
stilul de a preda yoga în imaginea pe care are yoga în toată țara și de ce nu în lume, desigur. Dar faptul că am început aici e important. Eu cred că e important. Vă mulțumesc. Sunt recunoscătoare pentru învățătură și intenționez să o onorez pe măsură. Eu aș vrea să spun că m-am simțit privilegiată să fiu parte din grupul acesta. Fiecare persoană este specială. Voi sunteți niște traineri extraordinari și nu pot să fiu mai recunoscătoare pentru ce ne-ați oferit, pentru răbdarea extraordinară pe care ați avut-o, pentru înțelegere, pentru empatia pe care ați avut-o și că nu, pe mulți dintre noi ne-ați luat de mânuță și ne-ați dus dintr-un punct A, într-un punct Z sau, mă rog, pe parcurs Zen. Dar noi, chiar dacă nu suntem încă acolo, îl vedem. Deci ne-ați ajutat să... ne-ați deschis o cale. Chiar ne-ați deschis o cale. Atât pot să spun, că sunt recunoscătoare și că mă bucur enorm că Furnea pentru mine a apărut foarte natural. Eu nu am căutat foarte mult. A fost așa, pe intuiție, rezonanță, s-a întâmplat. Deci nu, ați apărut, mi-ați plăcut și asta a fost. Și mă bucur că mi-am urmat intuiția și că a fost, într-adevăr, mult mai mult decât mi-am imaginat. Eu am venit să iau diplomă și am luat o imensitate de informații și de stări și de învățături și de oameni și de prietenii și de multe, 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 multe lucruri cu care voi rămâne toată viața. O să-ți aduci aminte de asta, mai ales când o să venim pe capătul ăla mare de vară. Cu drag. Cu toate prieteniile. O să spun și eu ceva foarte scurt. Eu am făcut, de fapt, am timp yoga cu Doana de 9 ani de zile. Mai mult am făcut pauză decât am venit la clasă, de fapt. Dar așa, metoda a fost atașată de Doana și de Furnă foarte tare. Și am trecut așa de curând prin niște transformări personale și am simțit nevoia să devin, într-un fel, să intru într-o altă, să ajung la un alt nivel în care să fiu propriul meu profesor. Și îmi doresc foarte mult să fac yoga cu alți oameni, dar în primul rând îmi doresc să fac cu mine. Și mulțumesc Doamne că mi-a dat posibilitatea să fac pasul ăsta, care e un pas foarte mare pentru mine. Și mulțumesc și colegilor pentru că cred că am fost absolut privilegiată să fiu în clasa în care am fost.